La Spitalul Municipal Roman există alocate, prin contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, un număr de 20 de paturi în care sunt internați bolnavii ale căror boli pot fi rezolvate pe parcursul a 12 ore. Începând din 2017, legislația s-a modificat și unitățile sanitare sunt obligate să înființeze o secție specială pentru internările de o zi. Spitalizarea de zi este pentru 12 ore, maxim 12 ore. Noi, la nivelul spitalului, avem 20 de paturi pentru spitalizare de zi. Până în prezent nu s-a pus în discuție ca această spitalizare de zi, aceste paturi, să fie într-o anumită zonă a secțiilor. Da? Fiecare are pe secție și paturi pentru spitalizare de zi. Normele s-au schimbat și se dorește ca începând de anul următor să avem strict o secție pentru spitalizare de zi. Și toți pacienții care sunt, că-i pe medicală, că-i pe chirurgie, că-i pe altă secție, cum ar veni, să fie în același loc. O să trebuiască să ne conformăm și cu această problemă, pentru că, într-adevăr, ne trebuie un spațiu alocat pentru această spitalizare de zi. Serviciile pentru spitalizarea de o zi sunt mai bine plătite decât cele efectuate în regim de spitalizare continuă. În momentul de față, numărul de foi de zi față de anii precedenți au crescut și se insistă din ce în ce mai mult pe aceste foi de zi. Ca atare, cred că la anul vom avea din ce în ce mai multe foi de zi. Și aceste foi de zi sunt oarecum mai bine plătite decât dacă ai interna pacientul să rezolve aceeași problemă pe o foaie continuă. Pentru că pe o foaie continuă ești obligat să-l ții mai mult de 24 de ore, ținându-l mai mult de 24 de ore, se cheltuie mai mult, ca atare, dacă se poate, că nimeni nu spune, nu te obligă să faci foaie de zi dacă diagnosticul este pentru foaie continuă sau dacă sunt complicații, la fel, se transformă în foaie continuă. Dar sunt și diagnostice care se pot face pe foi de zi, se pot face analize, se pot face radiografii, plus tratamentul care se impune. Afecțiunile care pot fi tratate în regim de spitalizare de 12 ore sunt cele prevăzute în normele elaborate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și se referă la afecțiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litrotiție, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală. Se mai pot spitaliza în acest regim și afecțiuni în care este necesară biopsia, administrarea tratamentului împotriva rabiei, proceduri specifice în terapia durerii. Necesită spitalizare de o zi și afecțiunile care necesită administrarea de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dar și în afecțiunile de HIV, SIDA, care necesită monitorizarea pacienților.